Bună seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special. În această seară am revenit după o săptămână de pauză, bine meritată după o lungă pre-campanie, campanie și coronavirus și amânări și tot felul de alte situații neprevăzute. Iată că ne-am întors la Capital Special, un invitat de marcă în această seară, Nicu Tașcă, un politician cu un picior în politică sau un jurnalist cu un picior în jurnalism? Bine te-am găsit, Cristi. Bine ai venit, Nicule. În această seară vom face o retrospectivă a campaniei electorale locale din zona noastră, din județ, apoi și din țară. De ce nu putem să avem o părere, nu, despre tot ce s-a întâmplat, și s-au întâmplat, slavă Domnului, destule lucruri. Da, s-au întâmplat, uite că au trecut multe zile până am aflat rezultatele la sectorul 1, nu? A fost scandalul cât casa, încă, după părerea mea, încă nu s-au stins toate ecourile, discuția va continua. Cred că au fost probleme. Acum se vorbește foarte mult, în ultimele zile am tot primit și eu semnale că toată lumea vorbește, au fost probleme acolo. Chiar și azi m-am întâlnit cu cineva și mi-a spus, dom'le, am fost într-o secție și acolo umblau toți pe buletine și... Mă rog, probabil că lucrurile s-au petrecut așa, în multe locuri. Eu am crezut înainte de campanie, dacă mai fi întrebat cineva, că nu-și mai riscă nimeni pielea pentru mize din astea mici. Dar se pare că nu e chiar așa și că sunt oameni care își riscă pielea în continuare, probabil în baza unor promisiuni sau unor funcții sau știu eu ce, pentru a face diverse jocuri din acestea. Eu n-am crezut niciodată că se poate fura masiv, dar acum, după ce tot aud așa, înclin să cred 1%, așa că se întâmplă și lucruri urâte. Se pare că se fură și cu softul, cu tableta, cu buletinul, cu ștampila, te fură și cu totul, și cu secții de votare, că după cum am văzut și la televizor, nu se luau saci, se umbla printre saci așa ca și în frigidere. Da, din păcate, și eu ce spuneam eu în această introducere e că se fură la acolo, la așa se spune cel puțin, eu nu... La nivel central. Nu, se fură la ștampil acolo, la bază, cum se zice, în secția de votare. Ceea ce eu multă vreme n-am luat în calcul acest lucru, dar se pare că totuși lucrurile nu sunt chiar așa curate cum am crezut eu că sunt. Eu odinioară, să fac o mică paranteză, în 2009 am fost într-o secție de votare, am fost locțitor. Și mi s-a părut că am fost în ambele tururi, erau alegerile prezidențiale, și mi s-a părut că lucrurile au decurs șnur. Acum probabil că la alegerile locale e mai multă miză, știi, că e mai aproape tricou decât sacou. Bine, vorbim de sectorul 1, vorbim despre cea mai importantă, cel mai important UAT din țară. Da. Cea mai bogată primărie din România. Cea mai bogată primărie din România. Vă dați seama că acolo, dragi telespectatori, e miza cât muntele Carpați. Chiar mă uitam odată într-un catalog din ăsta și vedeam că cele mai importante firme din România, din toate domeniile aproape, au sediu în sectorul 1. Adică asta spune ceva. Iată că asta spune chiar tot. Da. Și atunci asigur că miza e foarte mare. Înțeleg că între timp lucrurile s-au clarificat și s-a anunțat un câștigător. Hai să luăm de la mic la mare, hai să luăm cu zona noastră, să trecem apoi la județul Hunedoara și după aia să revenim la situația de la București. La Uricani, primarul Cuhăiescu și în general primarii în funcție din Valea Jiului n-au avut probleme, cu o singură excepție la Vulcan, unde a câștigat Cristian Merișanu după o campanie acerbă, pot spune, și beneficiind și de retragerea primarului în funcție, primarului în exercițiu, Gheorghe Ile. În schimb, în rest, toată lumea a rămas la locul lui. Da, acum, ca să începem cu Uricaniu, între timp l-am cunoscut și eu pe domnul Perneș. M-am intersectat cu el chiar în Universitatea din Petroșani la un moment dat. Bun, el așa pare un tip relativ ok, dar... Pare un bun om așa, dacă... Da, dincolo de asta, cred că e nevoie de mai mult.
ca să-l bați pe Dănuț Buhescu. Dănuț Buhescu este un primar despre care eu am mai vorbit public, care eu cred că se află într-un moment al carierei lui... În apogeul carierei lui. Exact, ai folosit un cuvânt foarte bun. În apogeul carierei lui politice, a evoluat foarte mult stăpânește, a și câștigat cu ca consistență în opera pe care a desăvârșit-o acolo. Și Uricaniu, trebuie spus că arată într-un fel extraordinar. Chiar am fost, se lucrează, se fac. Blocurile acelea vechi, eu am copilărit și eu într-o zonă cu blocuri vechi, care au ajuns să arate rău în multe locuri. La Uricani au căpătat un farmec aparte și chiar am zis, odată fiind acolo, că în curând o să crească prețurile la apartamentele din Uricani, pentru că ele arată foarte bine. Au și cineva, cel care a ales cromatica aceea, a ales o cromatică plăcută ochiului și arhitectura ajută foarte mult și atunci are ieșit un bloc foarte frumos. Sau o serie de blocuri foarte frumoase. Bine, acolo e un constructor celebru, un varajiu lui Frumoca, este un mare constructor. Nici n-am știut, dar o să, după emisiune, să-l contactăm, să-i spunem. S-a apelat și la serviciile domnului Frumoca. Acolo nu-i spun numele firme, că nu facem reclamă, dar acolo domnul Frumoca este, cum reveni edilul, este un fel de city manager în Uricani. Da, nu dețin informația aceasta și da, dacă a făcut-o el, uite, după emisiune, pentru că l-am lăudat să ne trimită o sticlă de vin. Pentru că n-am știut că el e, dar oricum a ieșit un lucru bun. A ieșit un lucru frumos în Uricani. Și până la urmă contează acest lucru. Uricani, sigur, este un oraș mic, un oraș în care am fost surprins să constat că e o inflație de mașini scumpe, pentru că mulți de acolo sunt plecați peste hotare și probabil că vin din când în când acasă și așa mai departe. Un oraș care merge bine, Dănuț Buhescu l-am și întâlnit în câteva rânduri, e într-o verbă deosebită. Domnul Perneș a făcut un rezultat bun, zic eu, pentru... Domnul Perneș a făcut un rezultat bun, numai că se, la un moment dat din evoluția... campaniei, se părea că domnul Pârvan ar fi candidat mai curând, nu știu, că era o luptă între Pârvan și Buhescu. Perneș era un fel de rivalitatea, outsider, așa. Rivalitatea domnului Pârvan cu Dănuț Buhescu, cred că e deja destul de veche. Pentru că ei s-au intersectat. Gândește că Dănuț Buhescu este primar din 2004. Și tot de atunci, în politică, sau mă rog, poate de mai demult, este și domnul Pârvan. Deci ei s-au tot ciocnit de-a lungul anilor. Acum domnul Pârvan este și într-o funcție importantă, este inspector școlar general și probabil că îi dă mai multă forță politică o astfel de funcție. Întorcându-mă însă la domnul Perneș, cred că a făcut un rezultat bun pentru prima participare. Cred că mai are mult de evoluat. Mai are mult de învățat. Eu l-am și criticat la un moment dat într-un articol, pentru că am citit un interviu al lui în care făcea o afirmație care mi s-a părut deplasată. Și evident că am pus lupa pe ea și am făcut-o publică. Pentru că eu consider că e de lucru. Și dacă vrei ca o paranteză așa, ceea ce va fi valabil pe toată analiza mea, eu cred că marea majoritate a celor care au participat în aceste alegeri, fie că au câștigat, fie că au pierdut, mai au foarte mult de lucru la ceea ce eu definesc comunicarea publică, comunicarea politică. Pentru că oamenii ăștia încă după, sau mulți dintre acești oameni, că unii mai știu câte ceva, nu sunt familiarizați cu ceea ce înseamnă comunicarea publică, din păcate. Și atunci închei cu domnul Perneș. Cred că și domnul Perneș mai are un pic de studiat în ceea ce privește comunicarea politică și înțeles că e destul de tânăr, nu știu, are 25 de ani, ceva de genul ăsta. Cu siguranță mai are timp să... Foarte tânăr. Chiar. Foarte tânăr, dar are o viață stabilă. Asta am citit în interviu pe care l-a dat atunci și m-a frapat. Are timp să învețe și eu cred că în timp va fi o voce acolo, sau va fi o voce în partid. L-am văzut în tot felul de poze cu miniștrii PNL, cu liderii marcanți ai partidului și așa mai departe. Ceea ce pentru un tânăr de... puțin peste 20 de ani sau la jumătatea dintre 20 și 30 de ani, eu zic că e un mare lucru. Da, mă rog, deci îi urăm succes domnului primar. Sigur, și sper să facă treabă foarte bună și sunt convins că va face. Și eu sunt la fel de convins. Hai să trecem la Lupeni. La Lupeni s-a întâmplat ceea ce toată lumea știa dinainte, a câștigat primarul în funcție
Cu cel mai mare scor. Cel mai mare scor. Mi se pare că jumătate de procent este l-a depășit pe colegul lui de mai la vest, pe domnul Buhescu. Da, exact. Și sigur, la fel, după o luptă electorală destul de consistentă cu principalul contracandidat Cristian Roșu, care, mă rog, eu cred că tu ești, cum să zic eu, ești galant când spui o luptă acerbă, da? A fost nicio luptă, iartă-mă. Spun lupta acerbă văzând că Cristi Roșu a fost viu în campanie, s-a zbătut, a făcut... Eu nu știu ce a făcut domnul Roșu în campanie, recunosc că nu prea am văzut. Am văzut pe Facebook niște postări, dar mai mult de atât n-am văzut. Însă eu mi-aduc aminte de o zicere a lui dinainte de campanie, care nu știu dacă e oficială sau neoficială, când spunea că e clar că lucrurile la Lupeni nu vor arăta și nici el nu credea în șansa lui de a câștiga acolo. De altfel, era și imposibil. Domnul Roșu, cred că are și acum o chestiune personală cu mine, pentru că eu și acum 4 ani am spus că n-are nicio șansă să câștige și că se bate de pomană. Dar, mă rog, închidem această paranteză. Domnul Roșu este într-o funcție care, dacă ar ști să o gestioneze, ar trebui să-i asigure o mai mare vizibilitate. Din păcate, și dânsul cade în această capcană în care nu știe să gestioneze funcția pe care partidul i-a dat-o, trebuie să spunem acest lucru, și faptul că PNL-ul se află la guvernare l-a făcut pe domnul Roșu să fie în acea funcție, însă mie mi se pare că nu știe să folosească funcția pentru a crește politic și acest lucru s-a văzut. Acum, la Lupeni, acolo se face și o campanie deosebită, întotdeauna a fost așa, am înțeles că organizația PSD de la Lupeni are cifre absolute, în sensul că are foarte mulți membri, au venit foarte mulți și pe ultima sută a campaniei, ultima sută de metri a campaniei. Lucian Rezmeriț a avut un mandat cu plin de realizări, a făcut asfaltat, a făcut parcuri, a făcut tot ce trebuie, a schimbat... A fost o prezență consistentă. A schimbat fața orașului. Cu siguranță înțeleg că are o majoritate extraordinar de mare în Consiliul Local, ceea ce cred că și Danuț Buhescu are tot pe acolo. Cred că le va fi foarte ușor să gestioneze mandatele, neavând o poziție cu un adevărat o sens al cuvântului decât la nivel foarte slabă. Cu încă o paranteză să spun că, din păcate, marea problemă a Văii Jiului este că opoziția a murit de mult și am îngropat-o și au trecut și vreo 7 ani. Ar trebui să o dezgropăm, nu? Sau cum era obiceiul. Deci noi, la noi, asta este marea problemă, din punctul meu de vedere, a democrației noastre, cumva originale, dacă pot să zic așa. Faptul că la noi nu există opoziție, la noi există două luni înainte de campanie și atât. În rest, n-auzi pe nimeni să zică nimic, nu știu să dea comunicate, nu știu să facă conferințe, nu știu să vorbească, nu știu să pună pe Facebook sau nu știu ce să pună pe Facebook, că mulți pun pe Facebook acum, s-au învățat și că e simplu să pui pe Facebook, dar nu știu ce să pună, nu știu cum să pună, nu știu să scrie bine românește și așa mai departe. Și atunci, cred că dacă cel puțin în cele două orașe putem să... Și așa n-a fost nicio agitație deosebită ceea ce privește opoziția nici până acum și chiar de ani și ani și ani de zile de când eram eu tânăr, ca să zic așa, cu siguranță și acum va fi o liniște. Da, deci să revenim la Lupeni. La Lupeni s-a întâmplat ceea ce toată lumea știa de dinainte. A câștigat primarul în funcție Lucian Rezmeriță după o activitate destul de bine pusă la punct și de consistentă în Lupeni. Capul de afiș al alegerilor din Valea Jiului a fost totuși la Vulcan, unde la Vulcan s-a câștigat la câteva zeci de voturi. Da, și a fost interesant încă din momentul în care Gheorghe Ile s-a retras. Din păcate, și pot spune poate și cu o urmă de regret, cumva, deși nu sunt un apropiat al PSD-ului, în general, cu atât mai puțin din Vulcan, Pompiliu Barbu a dus mai departe stilul gafeur al lui Gheorghe Ile și a făcut două gafe
a spune, mari. Nu știu dacă acestea au cântărit foarte mult în economia electorală, dar eu dacă aș fi fost votant la Vulcan, cu siguranță n-aș fi, după ce am aflat de cele două gafe, n-aș mai fi pus ștampila niciodată pe Pompiliu Barbu, nici dacă ar fi fost sfârșitul lumii. Și vă dau exemplele. În primul rând, niște tineri din oraș s-au gândit la un moment dat să facă o coreografie care e foarte mare vogă și cu siguranță cei care ne privește știu, se numește Gerusalema, care se face, s-a făcut și înainte și se face și în zilele în care post-alegeri acum sau înainte de alegeri, s-au făcut în foarte multe orașe în România. S-au strâng mai mulți tineri și dansează pe stradă undeva, se filmează, se pune pe Facebook și, mă rog, se creează o efervescență. E, ce s-au gândit liderii locali ai PSD-ului, considerând că e mâna adversarilor? S-au gândit ca cei care au organizat, care n-au produs niciun fel de rău în comunitate, adică n-au stricat, n-au rupt, n-au oprit circulația abuziv, era oprită circulația în zona aceea, au sunat la poliție și au cerut să fie amendați. Evident că oamenii au considerat că nu s-au respectat normele astea cu COVID-ul și le-au aplicat oamenilor niște frumoase amenzi de câteva mii de lei. Bun. A doua poveste este să petrece undeva în ajunul vizitei lui Marcel Ciolacu în Valea Jiului, când la echipa de fotbal se dă un telefon de către domnul Barbu. Și se spune, domnule, jucătorii echipei de fotbal să vină la sediul PSD. Ca să vină să facă ce? Să nu crezi că i-o chema la vreo miuță sediul PSD, de altfel sediul PSD e și destul de mic. Ci pentru că voiau să îi folosească pe post de, nu știu cum să le zic, jaloane eventual sau nu știu ce, sau plimbăreți pe stradă așa, în vizita domnului Ciolacu. Că domnul Ciolacu a făcut niște ture prin toate orașele pe unde a trecut, în care s-a plimbat pe stradă cu liderii PSD și nu. Există această modă importantă de la Lupen și ca să dăm cezarului ce al cezarului. La Lupen s-a inventat această campanie făcută în coloane de oameni pe stradă. Această campanie s-a importat după aceea în diverse locuri, am văzut-o. Și cei de la Vulcan s-au gândit să importe și ei. Evident că acum aici trebuie să mă pun și pe mine într-o lumină. Eu am aflat, am scris un articol și am anunțat. Nu e normal să faci acest lucru, așa cum nu era normal și cum am scris și când s-a întâmplat, nici ceea ce s-a întâmplat cu cei care au organizat celebrul dans. Aceste două gafe, judecând după aceea și după lista de consilieri și după ceea ce s-a petrecut în acea campanie, au scăzut extraordinar de mult șansele PSD-ului, după părerea mea. Nu vreau să minimalizez nici plecarea de acum câteva luni bune a lui Cristi Merișanu cu echipa lui din PSD, care au destabilizat lucrurile acolo. De altfel, circula și pe internet și am văzut și eu și am discutat cu multă lume, primii 5 oameni de pe lista PSD-ului erau în jur de 70 de ani toți. Adică, și cum zic eu, nu e o rușine, dar până și oamenii de aceeași vârstă... Probabil s-a gândit că într-un oraș de pensionari, tot pensionarii sunt... Păi bun, dar în Valea Jiului sunt și pensionari mai tineri, știi, adică... Sunt la 50 de ani, găsești niște pensionari dacă mergem acum, poți să îi folosești și ca fotomodele, adică... Bun, Cristi Merișanu a avut o campanie bună, de asemenea Dan Marinescu, trebuie spus că a avut o campanie bună, am tot văzut pe internet diverse poze, au fost, au străduit, au umblat prin oraș, au dres. A câștigat Cristian Merișanu, bravo lui, însă ceea ce s-a întâmplat ieri, zic bine? Ieri, cred, a creat deja repercursiuni, pentru că oricum am dat-o, știne, în politică ne întoarcem tot la comunicare. Și s-au gândit domnii de la Pro-România că ar fi bine să facă o conferință de presă în care să anunțe. Eu n-am fost la conferință, dar am citit ce au scris colegii din presă, să anunțe un fel de coaliție a Vulcanului, din care făceau parte așa, Pro-România, PSD-ul și PNL-ul. Numai că, sigur, lăudabil de mers de altfel, nu criticăm neapărat acest lucru, numai că domnii de la PNL au uitat să vorbească cu partidul. Și atunci s-au trezit cu o mică problemă. Pentru că anunțând acest demers, după aceea, sigur, am înțeles că există tot felul de versiuni, că ei n-au vrut de fapt să anunțe o alianță, deși au anunțat un viceprimar. Apropo, felicitări doamnei Malvine Socaș, pe care o cunosc și care este o doamnă deosebită. Au făcut acest lucru, numai că
au încălcat o directivă a partidului. Ludovic Orban însuși a fost toate ecranele și a spus că în niciun caz nicio organizație PNL nu se va alia cu PSD-ul. Domnul Manghel n-a avut televizor, cred că. Deși sau telefon. Are o, da, sau telefon, da, vorba ta, deși stă într-o vilă suntoasă. N-a avut această informație și înțeleg că acum se află într-o mică problemă cu noua șefa PNL-ului, doamna Stănescu, secretar de stat de altfel. Știi că asta, funcția asta de secretar de stat la noi nu are așa o mare rezonanță, dar dacă ne uităm peste ocean acolo, când spui secretar de stat, e totuși deja, cineva. Acolo sunt deja miniștri. E cineva, da, da, și secretarul de apărare și așa mai departe. Și e o mică problemă. Înțeleg că colega domnului Anghel de Consiliu de la PNL a și demisionat, mi-a spus cineva, dacă e adevărat, felicitări doamnei că a avut acest curaj. Domnul Anghel, înțeleg că așteaptă încă judecata partidului. Doamna Stănescu, spre deosebire de politicienii din Valea Jiului, le are și cu comunicatele și a fost foarte iute de pix. Bine, nu de asta personal, dar vorbim așa. Și a și trimis repede un comunicat în care a anunțat că domnul Anghel s-a cam pus în situația rasoală de a fi exclus. Și acum așteptăm deznodământul, ceea ce arată că înseamnă că dacă și domnul Anghel va fi exclus, vor intra următorii de pe listă și s-a început cumva cu stângul, asta vreau să concluzionez. Îmi pare că lucrurile n-au început pe făgașul firesc. După vechiul proverb românesc, a pus carul înaintea boilor și uite că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci, încă o dată, remarc victoria lui Cristi Melișanu, victorie da. de prestigiu, în primul rând, datorită scorului extrem de strâns, toți participanții au muncit acolo, nimic de spus. Sigur, dacă Gheorghe Ilie rămânea în funcție, probabil că nu mai discutam despre scor, că discutam despre un fapt împlinit, așa cum s-a întâmplat peste tot. Aș face o paranteză, Cristi, aici. Vezi ce înseamnă aceste partide sau organizații de partid construite în jurul unui om? Când omul acela, dintr-un motiv sau altul, dispare din peisaj, toată construcția, ca într-un castel de cărți de joc, știi? Se dărâmă. Pentru că nu există această cultură a creierii unei echipe, a creierii unor oameni care să conducă. Nu un singur om trebuie să conducă tot. Trebuie să fie mai mulți oameni care conduc acolo, care fac ca lucrurile să meargă. Ori, din păcate, când centralizezi ani de zile puterea în mâinile unui singur om, până la urmă nimeni nu e veșnic, nici în funcție, nici în lume. Da, probabil că da, probabil că nu, depinde de la caz la caz. Uite, în cazul nostru, totuși, nici Pompiliu Barbu n-a fost prea departe de... N-a fost departe și, aici, până la urmă, cum se spune, dar eu am spus așa, oricare dintre cei care au candidat ar fi câștigat, cu excepția lui Pompiliu Barbu, ar fi fost în regulă. Dacă Pompiliu Barbu ar fi câștigat, și n-am nimic cu domnul Pompiliu Barbu, să nu mă, este un om agreabil, absolut elegant din ceea ce privește comportamentul. Însă, în spatele domnului Barbu era un sistem, știi, mi-aduc aminte acum de doamna Firea care vorbea de caracatița de care era acuzată, era într-adevăr o caracatiță. Deci în spatele domnului Barbu era o caracatiță care aștepta, cum să spun, flămândă aproape, să pună mâna pe putere. Și slavă Domnului că nu s-a întâmplat așa. Bun, acum PSD-ul este totuși în coaliția de majoritară de la Vulcan, pentru că până la urmă e clar că majoritatea va fi între Pro-România și PSD, indiferent ce se va întâmpla cu cei din PNL. Și sper să colaboreze, să facă bine, să facă treabă bună. Nu cred că va fi un mandat ușor pentru Cristi Merișan, chiar dacă are această majoritate. Pentru că bine, are mult de lucru. El e un om de administrație, a fost 8 ani viceprimar, știe ce are de făcut, știe, cunoaște problemele orașului. Acum, sigur, are alt stil, să vedem stilul, dacă toată lumea așteaptă să vadă o schimbare majoră în Vulcan după 16 ani de... Eu sunt curios cum va gestiona domnul Merișanu partea de comunicare. 16 ani de administrație Gheorghe Ilie, iată că se schimbă primarul și la Vulcan.
Anii noastre lucrurile au fost acolo, line, aproape că n-are rost să vorbim, da. Line, liniștite, nu... Da, nici nu știu cât a luat doamna, nu mai știu cum o cheamă doamna de la PNL, n-am aflat, înțeleg că oricum a luat destul de puțin. Au fost scoruri modeste, deci în afară de primarul Dunca, Nicolae Dunca, restul au avut scoruri modeste, tot așa ca și în restul localităților din Valea Jiului, lucrurile s-au desfășurat domol, liniștit. Da, înțeleg că domnul Dunca a fost tot așa beneficiarul unor lucrări extraordinare pe care le-a făcut acolo, adică asfaltat cam tot ce se putea asfalta și atunci era un banc, zicea în campanie, zicea, opriți campania electorală că primarul a început să asfalteze pădurile. Așa că la Linoasa s-a asfaltat da, de tot. Va fi foarte greu și exact ce spuneam și va fi foarte greu să se ridice liderii în aceste orașe. Primul rând pentru că partidele nu-și fac jobul ăsta de a căuta oameni, de a găsi indivizi care să poată să facă diferența în localitățile respective. Nu au această... Și nu numai la noi, în general există problema asta. Partidele sunt un fel de caste în care se acuiază niște indivizi care după aceea nu mai lasă pe nimeni să intre. Țin ușile blocate, să nu cumva să apară vreunul mai deștept sau mai frumos sau mai carismatic, că se folosește acest termen, decât cei de acolo, pentru că le ia caimacul și atunci nu le pare bine. Și atunci asta e o problemă din punctul meu de vedere. Și PNL-ul, deși a fost considerat că e pe val fiind la guvernare, uite că nu prea i-a ieșit socotelele pe niciunde, cu excepția Petroșanului, unde sigur era previzibil că lucrurile vor sta așa. Dar în rest, cu toată guvernarea, cu toată ambiția lui Adi David, lui, nu știu, Heiuș, nu știu dacă a avut ambiții personale legate de Valea Jiului, poate invers. Dacă e să-i dăm ascultare lui Dan Marinescu, invers a avut. Și au împărțit acolo cumva zona de influență. Da, și atunci, dar mi se pare că totuși PNL-ul n-a reușit să producă niște lideri de luat în seamă. Niciunde. Bun, la Urican să zicem că îi dăm o biluță domnului Perneș pentru tinerețe. Dar în rest, venind în coace, nu prea. Și vorbeam la Lupen de domnul Roșu, că l-ai adus în discuție. Nu, domnul Roșu, la experiența dânsului, ar trebui să, nu știu, să facă altfel de politică, după părerea. A fost pressing-ul prea puternic pe domnul Roșu. Sigur, dar acum știi cum e, nu te bagi în politică. Pressing-ul a fost nimicitor. Când te bagi în politică, știi, trebuie să vii la fiecare mandat să vii cu ceva nou, cred eu. Da, deci la anii noastre lucrurile s-au finalizat în liniște, nu au fost surprize, primarul în funcție Nicolae Dunca a câștigat un nou mandat la primăria Ninoasa, deci cam asta e, nu avem ce să zicem altceva. Nu, decât multe, că că înțeleg că și Consiliul e destul de ok. Consiliul e ok, deci îi dorim domnului Dunca mult succes. Da, exact. Din păcate, domnul Dunca nu nici dânsul nu le are comunicarea, dar probabil că la Ninoasa nici nu e nevoie. Poate că acum, în următorul mandat ăsta, o să înțeleagă și dumnealui că și comunicarea face parte din jocul... Păi știi cum e, dacă nu simte nicio presiune, probabil că nu va avea nevoie să înțeleagă. Perla coroanei din Valea Jiului este Petroșanul, unde la Petroșani cei doi actori politici principali, primarul funcție Tiberiu Iacobriții și principalul contracandidat din partea PSD, Costel Avram, s-au duelat încă dinainte de campanie. Cu mult înainte de campanie a început un duel din ăsta surd pe toate... S-au duelat indirect. Indirect, pe toate, prin interpuși, prin persoane cu identitate dublă, triplă. Da, și s-au duelat și în același studio, dacă dai voie să spun lucrul ăsta, dar nu în același timp. Adică da, s-au duelat cumva în orb, știi? Îmi imaginam acum când tu spuneai că s-au duelat, îmi imaginam un sportiv care face scrimă, care nu se confruntă cu un adversar,
ci se confruntă cu o păpușă, știi? Și înfige sabia în păpușa respectivă. S-au duelat pe toate sistemele de comunicare, pe toate televiziunile, prin interpuși, așa cum ziceam, prin persoane cu multiple identități. Mă rog, ideea este că până la urmă a ieșit învingător, așa cum se și preconiza. A fost greu totuși să știm, a fost un meci cu câștigătorul, părerea cu câștigătorul dinainte știut, primarul în funcție Tiberiu Iacovliți, care iată că a oferit singura pată galbenă din decolarea galbenă din Valea Jiului. Așa mai și fost, adică nu e prima dată când e așa, e chiar de multă vreme așa. Poate... Ziceai la un moment dat de lider, uite un lider autentic, un lider veritabil. Da, dar dacă scoatem pe Tiberiu Iacovliți din organizația PNL-ului, mai rămâne cineva? Mai rămâne, uite, de exemplu, mai rămâne Oancea de la Deva. Nu, vorbim de Petroșan. De Petroșan nu. Exact, e același lucru pe care l-am spus mai devreme. Unde PSD a făcut pensii de minim 1000 de euro. Nu e vorba de asta, e vorba... La 45 de ani, să ai pensia mai mare ca salariu. Mă rog, deci... Asta e o gândire politică, da. Așa se politică. Bun, dar uite că domnul Tiberiu Iacovliți tot câștigă, indiferent de pensii, indiferent de bani, indiferent de culoarea de la Consiliul Județean, indiferent de culoarea guvernării, dânsul merge pe calea lui. Câștigă pentru că știe să joace, părerea mea. Da, nu vreau să comentez afirmația ta. Eu am rezervele mele față de campania lui Tiberiu Iacovliți și nu eu cred că e o noutate. Însă, da, a câștigat la un scor bun. Lejer. Da, un scor care nu i-a pus probleme, nu e nici pe departe cum a fost la Vulcan. La Vulcan, sigur. Sigur, e confortabil. Era un scor pe care s-a vehiculat încă de mult. Dinainte de începerea efectivă a campaniei, cum spuneai, din duelurile lor din pre-campanie, cred că Costel Avram, principalul adversar, ar fi putut să facă o campanie mai bună. Din păcate, nu știu de ce, nu a reușit, nu și-a dorit, nu a putut mai mult, mi-e greu să spun. Exact, n-am... eu asta și cred, exact cum ai și spus, eu cred că nu a putut mai mult. Da, nu am informații... Eu cred că a fost maximul pe care s-a vorbit de oamenii de strategi aduși din capitală, s-a vorbit de multe lucruri. Din păcate, senzația mea e că n-au existat mare lucru. Au existat niște texte frumoase, le-am remarcat și eu în presă, care erau scrise de oameni de meserie, se vedea acest lucru. Dar mai mult de atât n-am văzut și până la urmă nu a fost o mare surpriză. Campania nu cred că a fost extraordinară. Mă așteptam să fie mai puternică, mai contrele să fie mai dure. A existat totuși o limită, poate nu a decenței, că e cumva pretențios spus, dar o limită în care nu s-a depășit un anumit prag. Bun, dacă te uiteai pe Facebook, sigur, pe Facebook s-au spus lucruri. S-au spus dar, lucruri grave. Da, numai că știi ce se întâmplă. Degeaba spui pe Facebook sau spune cineva despre a cărui identitate nu se cunoaște nimic. Adică cineva a inventat, cineva care nu există. Și atunci acest lucru nu ajută la nimic. Dacă are și o persoană să spună un lucru negativ despre cineva asumându-și cu identitatea proprie și fiind cunoscut în oraș, cred că lucrurile ar arăta altfel. Din păcate, nimeni n-are curajul ăsta, văd că să-și asume o chestiune clară în care să spună lucruri extrem de negative, sau mă rog, poate nu chiar extrem, dar negative, destul de dure, cu identitatea proprie. Acum, de ce n-o fac? Asta mi-e foarte greu să spun. Adică, până la urmă, ce poate să-ți facă cineva dacă ieși și spui asumat un lucru urât? Nu știu, discursul lui Costel Avram mi s-a părut un discurs la limita civilizației, la limita rezonabilului. Dacă ar fi insistat să-l facă mai contundent, ar fi frizat penalul sau știu alte lucruri. Cred că domnul Costel Avram ar fi trebuit să facă un discurs mai bun, nu mai contundent.
Adică mai lucrat. Da, da, ai dreptate. Ai perfectă dreptate. Adică nu contondența Alexidorului Costel Avram, ci calitatea discursivă. Aici mi s-a părut, de altfel adversarii dânsului s-au și ocupat îndeaproape și i-au decupat bâlbele și cuvintele, regionalismele sau cuvintele spuse greșit și le-au folosit, le-au făcut o felul de colaje care au circulat, pe internet. Dar bun, acolo la PSD e o problemă foarte mare și fac o mică paranteză, n-am apucat să spunem la Vulcan, nu mi-am adus aminte. La Vulcan, la PSD se află acum într-un moment zero, să spun așa. Eu am scris la un moment dat un text în care vorbeam despre faptul că la PSD se luptă în acel moment, se luptă bătrânii, retrograzii, cu cei care vor să noiască. Și din păcate au câștigat primii. Și acest lucru s-a văzut. A fost la un moment dat, s-a vehiculat aducerea unui tânăr om de afaceri în postura de candidat și cred, deși nu știu dacă este foarte cunoscut, eu îl cunosc de foarte mulți ani și e un tip de toată isprava, se numește Laurențiu Ivăniș, dar n-a fost primit acolo, a existat o departajare și n-a fost. Acela ar fi fost un moment în care eu zic că PSD-ul și-ar fi putut schimba cumva traiectoria. Din păcate n-au ales acest lucru, sunt curios ce se va întâmpla acum, după, nu cunosc. Nu știu dacă domnul Nistor, de exemplu, care este în continuare șeful PSD-ului pe Hunedoara, va veni la Vulcan să facă ordine acolo. Eu cred că acolo e o problemă importantă. Întorcându-ne la Petroșani, eu cred că Costel Avram n-a avut nici toată organizația PSD alături de el. Se știe că PSD-ul din Petroșani a colaborat ani de-a rândul cu Tiberiu Acobriții. Probabil că există relații foarte bune. Bine, Costel Avram a venit cu echipa lui de la APA Serv, a venit cu echipa lui care și-a construit-o. Da, dar am văzut că pe lista de consiliu a pus totuși oameni din organizație. A pus din organizație, numai că a băgat bamuls Costel și a venit cu oameni. A avut un sediu de campanie în stil american. A avut un buget extrem de consistent și cu toate astea Costel Avram e perceput ca omul rău. Perceput ca omul rău, omul care a stupit apa, omul care nu vorbește liber, care nu vorbește bine românește. Da, pentru că n-a lucrat niciodată la lucrurile astea. Nu s-a preocupat. Exact ce spun. Eu cred că e nevoie să te ocupi de tine în primul rând când ești în politică. Să-ți îmbunătățești permanent discursul, să-ți îmbunătățești permanent imaginea, să scapi de problemele pe care le ai, să le îngropi cumva și să vii cu altceva, pentru că exact ce spuneam și mă întreba acum înainte de emisiune un vecin de-al meu din cartier că de ce este dintr-un singur tur sau e bine că e dintr-un singur tur sau e rău că e dintr-un singur tur. Și spuneam că este în avantajul celor care sunt în funcție. Asta este. Ori când vii din postura de challenger a unui om care se află deja în funcție, eu cred că tu trebuie să vii cu aceste teme făcute pe care le-am spus mai devreme. Deci tu trebuie să vii cu lucrurile rezolvate în momentul în care te alinezi la start. Pentru că altfel vezi că e foarte greu. Pentru că oricum am vrea și totuși un primar în funcție, în primul rând ca vorbi într-un 4 ani sau cum e cazul deja tuturor, cu excepția primarului din Petrila, domnul Jurca, sunt oamenii de decenii deja în funcții. Cu siguranță odată, la un moment dat, a vorbit cu fiecare cetățean al orașului. Nu? Și atunci se creează dacă omul a știut să gestioneze, a vorbit frumos în primul rând, că din păcate n-a rezolvat poate toate lucrurile pe care cineva i le-a cerut. Dar dacă a vorbit frumos, dacă i-a dat omului senzația că îl ajută sau că o să facă ceva, contează pentru om. Și atunci tu ca să vii din postura de challenger, eu cred că trebuie să vii cu o imagine impecabilă, cu un discurs impecabil, cu tot. Să fie un produs, până la urmă, se folosește termenul acesta de marketing politic. Și este un termen care, după părerea mea, este mai mult decât, cum să zic eu, cuprinzător. Pentru că, de adevăr, și politicianul este un produs. Îl scoți la vânzare. Numai că nu îl cumpără omul cu bani, îl cumpără cu vot. Ok, Costel Avram și dispune și de sume importante de bani pe care a fost de acord să și le pună la bătaie și
E clar că dintre ce are PSD-ul în Petroșani, da, nu putea să obțină niciunul un scor mai bun decât a obținut el. Numai că, încă o dată, el are problemele pe care le are și de imagine, mă rog, în primul rând de imagine, și chestia asta l-a costat, părerea mea, l-a costat foarte mult în economia alegerilor. Facem o paralelă între scor obținut de PSD în celelalte localități și scor obținut de PSD în Petroșani. Sigur, e net. E clar că dar întotdeauna a fost. Să știi, nu e prima dată când se întâmplă așa. E clar că la Petroșani PSD-ul are o mare problemă, în primul rând de imagine și în al doilea rând de strategie. Mă gândesc la, în primul rând, la faptul că și aici sunt aceiași pensionari bogați și aici sunt aceiași votanți. Și cu toate astea, primarul Riții a obținut un scor cu 4 în față, adică da, despre ce vorbim. Eu am scris odată un text, că vezi că până la urmă mă tot întorc la textele mele. PSD-ul din Petroșani n-a câștigat nimic din anul 2000. Deci de 20 de ani, PSD-ul din Petroșani este, cum să spun eu, nu găsește un termen. Este într-o criză de leadership. Pentru că PSD-ul asta n-a avut în Petroșani niciodată. N-a avut lideri. De la regretatul George David, da? Care a fost primar atunci și care a avut probleme foarte mari, îmi amintesc. După care, după ce s-a terminat mandatul lui George David sau înainte să termine mandatul, nici măcar nu s-au gândit să meargă tot cu George David înainte. Au existat niște lupte de culise, niște trageri în țeapă, niște chestiuni de genul ăsta care au frânt atunci PSD-ul, în 2004 se întâmplă asta, și de atunci PSD-ul n-a mai reușit să se ridice. Și de, bun, acum se tot vorbește că a existat această cădere a PSD-ului în Petroșani, nu este întâmplătoare. Și categorică nu este. Dar nici măcar nimeni n-a avut curajul, nici măcar Laurențiu Nistor, care este împăratul PSD-ului, să zic așa, nu? Șeful, capo di tutti capi, cum vrei să zici, al PSD-ului, n-a venit niciodată să taie coada câinelui în Petroșani. Adică, dom'le, nu e nimeni bun aici în organizația asta. Eu, pe ce puțin așa aș face, nu aș dizolva organizația și aș lua-o de la început, domnule. Că nu se poate să nu găsim în Petroșani 10 lideri de primă mărime să ia PSD-ul. Eu cred că nu, numai că nu. Știi ce se întâmplă? Toată lumea zice, dom'le, că să vină oameni noi. Păi bun, dar nu îi lasă nimeni să vină. Deci nu e, dacă bine, se poate dacă să vin, nu... cu ce experiență vin și până la urmă dacă bun, vin... Sunt unii care mai au și experiență. Asta dacă schimb ceva cu altceva, e într-adevăr... Nu, dar ce a existat dintotdeauna la PSD Petroșani este... Cum să zic, e jenitor pentru ideea de politică, din punctul meu de vedere. Deci nu așa se face politică, categoric, nu. Și nu și cum e la un moment dat înțelegerea asta cu între PSD și Tiberiu Acoviți, deja era, o știau și copiii, adică nu mai era vreun secret. Și atunci asigur că cum să se nască ceva? Că orice ar fi apărut în dovadă că spuneai că și Costel a venit cu echipa lui. Da, pentru că Costel Avram a venit cumva de la Deva. Nu s-a născut din... Costel Avram a venit de la Moldova. Bun, dar nu, vorbim acum, în alegerile astea. Deci n-a venit din spuma Jiului, s-a ridicat acum. Nu! Sau mă rog, s-a ridicat odată, dar nu, el n-a fost emanația organizației locale. Asta vreau să spun. A fost un om găsit, pregătit, crescut ca să fie candidatul PSD-ului la Petroșani. Costel Avram a crezut că se poate impune financiar să vină să-și plătească oameni, să-și plătească staff. Cred că putea să facă o campanie mult mai bună. Putea, sigur că putea. Nu a avut echipa foarte bine structurată. A lipsit mult din peisaj în perioada aceea de precampanie și chiar după ce a fost anunțat. Eu când s-a vehiculat numele lui Costel Avram pentru candidatura la Petroșani, m-am și gândit, înainte cu mult să fie nominalizat, m-am gândit că va fi un an, cum să spun eu, foarte puternic din punctul ăsta de vedere. După ce au trecut timpul, au trecut lunile, Costel Avram a fost nominalizat, după care mă așteptam să înceapă a doua zi, a treia zi, săptămâna viitoare, să înceapă revoluția, să înceapă ceva. În păcate nu s-a întâmplat așa. A pierdut foarte mult timp atunci când Tiberiu Iacoviți a recuperat foarte mult timp și s-a întâmplat că n-a mai putut să recupereze. Deși s-a tot spus că o să... facă o chestie, să zic, o să iasă cu ceva extraordinar,
n-a mai putut să recupereze. N-a mai putut pentru că n-a putut acoperi nici discursul pe care l-a avut, n-a mai putut să îmbunătățească foarte mult lucrurile și atunci nu, a fost clar că nu putea să câștige la momentul ăsta. Bun, e clar că a făcut tot ce a putut să iasă primar. Chiar la un moment dat sloganul lui 3-2-1 reset, să resetăm, restart, restartăm Petroșanu, deci a venit cu un discurs de tip american, care e clar că cineva eu l-am văzut, să știi, în momentul în care a fost în Petroșani Lia Olguța Vasilescu, care a și câștigat la Craiova. Mai că telespectatorii noștri nici, știu. Nici ea n-are viață dulce la Craiova acum, a câștigat într-adevăr. Dar destul de problematic totuși și pentru... A avut destul de bine în fața următorului, dar mă rog, asta e important. Nu, și vreau să spun că atunci la evenimentul respectiv, sigur că discursul a fost scris de cineva, a avut un discurs bun. Și a avut un discurs pe care nu l-a greșit, pentru că sunt foarte mulți politicieni, nu mă refer neapărat la domnul Avram, care și dacă au discursul scris de către cineva, nu-l citesc exact. Adică mai scapă pe acolo sau nu pot să zică cuvintele, nu-l repetă suficient. Există o știință tehnică discursivă și cei care vor să învețe pe acest lucru cu siguranță o pot face și dacă au nevoie pot să apeleze și la serviciile mele. Bun. Deci la Petroșani... Da, înțeleg că aici va fi o problemă cu Consiliu. Încă se joacă meciul. La Consiliu cum crezi că se vor... Păi înțeleg că PNL are 9 consilieri, nu am în față rezultatele. PSD are 7, Pro-România are 2 și este doamna Niță, care a câștigat din nou, nu știu cum, dar probabil că e o magie undeva. Și înțeleg că s-ar putea face o alianță PSD Pro-România Dorina Niță sau dacă Tiberiu Acobriții reușește să bată palma cu careva dintre cei 3 exclus PSD probabil, cred, nu știu dacă, poate primește vreo derogare că domnul primar este în relații bune și cu județul și cu centru, cred, din moment ce Ludovic Orban a fost aici de ziua minerului, mă gândesc că are relații foarte apropiate. Și atunci se poate juca. Eu înțeleg că persoana e stabilită, cine va fi viceprimar, uite, n-au făcut ca la Vulcan să anunțe, dar înțeleg că e stabilită, e tot un cineva de la Pro-România. Domnul Gheșner este vehiculat, nu l-am întrebat personal dacă e adevărat sau nu, dar așa se vehiculează pe surse. E posibil într-o majoritate cu PSD-ul sau într-o majoritate cu PNL-ul. Acum, aici, Tiberiu Acobiții știe ce are de oferit, pentru că el s-a descurcat în toate mandatele, a știut să-și creeze majorități confortabile, întotdeauna oferind mai mult sau mai puțin. Ce șanse în politică mare Costel Avram acum, după ce... Costel Avram, înțeleg că a ales să rămână consilier local. Înțeleg că își păstrează funcția de la județ din moment ce Laurențiu Nistor a câștigat, cea de administrator public, spun. Înțeleg că vrea să vină în Consiliu. Se vorbește tot așa pe surse că ar încerca și o mică reformă a organizației. Acum sunt curios cum o va gestiona și dacă o va face, pentru că în campania asta s-au spus multe lucruri pe care le va face Costel Avram, din păcate nu s-au îndeplinit. Și va fi interesant de urmărit ședințele de Consiliu de acum încolo, pentru că stilul caracteristic Costel Avram nu va fi un consilier liniștit care să ridice mâna, așa cum din păcate ne-am obișnuit în ultimii ani, de fapt aproape dintotdeauna pe aici, în care în Consiliu, ședințele de Consiliu și telespectatorii trebuie să știe acest lucru, durau maximum 15 minute. Chiar dacă erau multe proiecte, pentru că se vota așa, pe sistemul, știi, ca la, este o pisică care se pune pe birouri de obicei. Era câinele ăla din spatele mașinii. Așa, da, și tu ridici care... mâna. Nu, dar e un obiect care l-am văzut în multe birouri. E o pisică de asta care tot face din mână așa. Așa era și prin Consiliul Local. Acum înțeleg că lucrurile se vor mai schimba. Bun, rămâne de văzut
Cred că nu va fi. Nu va fi simplu pentru Tiberia Cobriții, chiar dacă el are experiență multă, știe să jongleze destul de bine. Nu cred că va avea dificultăți mari, dar nu-i va fi la fel de ușor cum a fost în celelalte mandate. Bun, Nicu Tașcă, din păcate, misiunea s-a terminat. N-am ajuns la Petrila. Am ajuns la Petrila, o lăsăm pentru data viitoare. Sper că vine misiune să continuăm. Sigur. Doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea din această seară. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.